Dar v-am promis că vă aducem în fața camerelor, îi aducem și pe cei care au stat în aceste zile în spatele camerelor și care au dus greul acestor transmisiuni, pentru că s-au ocupat atât de sonorizarea de aici, tot ce a însemnat sărbătoarea de la Cacica, cât și imaginile pe care dumneavoastră le-ați primit și au ajuns în casele dumneavoastră. Este vorba de echipa RCIS Media, regia tehnică în mod deosebit, da. Mâinile care au lucrat intens și care se prezintă în continuare cu un albastru, așa cum vedeți și pe tricoul meu, culoarea pe care ne-am și ales așa pentru o primă transmisiune, culoarea Maicii Sfinte, dacă toți suntem la Cacica, și care ne-a unit pe noi ca echipă, echipa albastră, echipa RCIS Media. Să vedem dacă avem și imagine cu colegii noștri. Este vorba de Silviu Dogariu, Silviu Jitaru, Eduard Lucaci și, bineînțeles, părintele Adrian Blăjuță, împreună cu mine, Alexandra Cojan, dar și Gabriel Măriuț, cei pe care ne-ați mai văzut și în fața camerelor de luat vederi. Așteptăm imaginile sau vă dau direct cuvântul? E clar că colegul nostru din regie, Edi Lucaci, venea spre noi. Ce înseamnă să nu fie cineva la butoane? Mai trebuie încă cineva care să se ocupe și de asta, dar cum i-am adus pe toți aici, nu mai este, gata, mulțumim, iată că ne dăm puțin... Încercăm să venim cu toții cât mai în imagine pentru a ne și vedea. Foarte bine, și o să încep cu cine are primul microfonul din partea mea stângă, să spunem, părintele Adrian. Îi prezentați pe colegii noștri care nu s-au văzut la... Sigur că da, mă bucur că s-a terminat acest hram cu o transmisiune, zic eu, cât mai bună, și am văzut mesajele, feedback-ul care a venit din partea voastră, dragii noștri prieteni, care ne urmăriți și acum, dar sunt și mulți alții care ne-au urmărit. Mulți ne veți urmări și în reluare, pentru că știm că și aceste programe între momentele hramului au fost interesante. Bineînțeles că să începem din partea dreaptă, cea care ne-a însoțit în aceste zile cu prezentarea, cu gazda, să zicem, din partea RCIS Media, Alexandra Cojan. Cu mare bucurie am făcut lucrul acesta și sper că le-a fost de folos tuturor celor de acasă. Păi, Gabriel Măriuț este cel care a fost alături și la imagine, și la sunet, și în fața camerelor pentru a întreține momentele acestea. Mă bucur că, iată, am putut fi alături de dumneavoastră, dragi urmăritori ai noștri pe canalele RCIS Media, pentru a vă face să vă simțiți cât mai aproape de acest sanctuar și pentru a simți această sărbătoare cu adevărat și în casele dumneavoastră, așa cum am trăit-o și noi aici, la sanctuarul Maicii Domnului. Bineînțeles, Silviu Jitaru, cel care de obicei este la un pupitru și care coordonează sau controlează microfoanele, acum ține și el un microfon în mână, este cel care se ocupă de sunet în echipa noastră RCIS Media. A făcut o treabă foarte bună, am primit chiar și din partea celor care sunt aici, pentru că dumneavoastră ați ascultat acasă, să zicem, și credem că au auzit bine ceea ce s-a transmis aici, dar și în piață au fost multe boxe, a fost mixer, au fost microfoane multe care trebuiau gestionate, controlate, iar Silviu Jitaru a fost cel care a făcut acest lucru și mulțumim. Să transmitem, cum spuneam mai înainte, transmitem un salut. În primul rând, dragi prieteni, mulțumim că ne și ascultați, ne și urmăriți. Ne vedem cu toți, oricum e prima dată când suntem, vă dau din culise de fapt. Prima dată și prima dată când ne-am întâlnit toți a fost acum 2 sau 3 săptămâni. Asta este a doua oară când ne întâlnim toți în formula asta și ne-am închegat atât de bine de dumneavoastră ați putut și ați auzit și ați văzut și ați ascultat pe noi, pe cei care stăm în spate, și să știți că nu e ușor absolut deloc. E o treabă, vă dau tot din casă, 2 ore jumătate am dormit, suntem destul de obosiți și ca ultim cuvânt, că am stat și m-am gândit, oare ce am să-i spun, mama, tata, salut. Vreau să mulțumesc preoților de la catedrală, care, săracii,
le-a cam stricat câteodată așa liniștea, pentru că noi acolo ne-am pregătit. Ultima săptămână am fost așa, ba acolo, ba acolo, și se uita la noi, băi, dar ce faceți aici? Și, uite, astea, roadele s-au văzut sunt... roadele. S-au văzut roadele chiar acum. Vă mulțumim încă o dată și sper să ne susțineți în continuare cum ați făcut-o și cum sperăm să o faceți. Dăm microfonul acum celui care face ca imaginea să fie cât mai bună, cadrele să fie cât mai bine aranjate, cel care face ca de aici, de la sanctuarul de la Cacica sau din alte locuri, din alte biserici, imaginele să ajungă în casele dumneavoastră. E vorba de Eduard Lucaci, Edi Lucaci, colegul nostru, cel care e la pupitrul tehnic, la regia tehnică video și cel care coordonează, să zicem, transmisiunea video, imaginile de la echipa noastră, Ercis Media. Laudat să fie Iisus, vă spun și eu, dragii noștri ascultători, privitori, uitați că de data asta aveți, mai bine zis, dumneavoastră ocazia să ne vedeți astăzi, chiar în timpul Sfintei Liturghii de la ora 11, Liturghia Pontificală, am avut așa la un moment dat un sentiment că, evident, toți ochii erau ațintiți asupra monitoarelor sau a televizoarelor sau a tabletelor, de ce nu? Și la un moment dat am avut impresia că am în spatele meu o mulțime imensă de ochi. Cu toate că distanța dintre noi era destul de mare pentru unii, foarte mare pentru alții, am avut sentimentul că suntem împreună. Suntem împreună aici la Cacica. Știu că vom fi împreună și de acum încolo. Ce să vă spun mai mult? Așteptăm, poate vom avea o dată ocazia să ne vedem cu ascultătorii noștri, cu privitorii noștri, evident. Vom crea ocazie. Așteptăm să treacă vremurile astea dificile, dar sperăm la mai bine. Vă mulțumim! Mulțumim, Edi. Microfonul merge mai departe, ajunge la Silviu, un alt Silviu. Avem doi de Silviu în echipa noastră. Silviu Dogariu, inginerul Silviu Dogariu, cel care, dacă l-ați fi văzut, cum umbla pe aici prin piață în transmisiunile pe care le-am avut în aceste zile, dumneavoastră vedeați acele cadre din diferite unghiuri, iar Silviu era cel care mergea, fugea, se străduia ca să prindă cele mai frumoase cadre pentru a vă fi oferite și să ajungă la dumneavoastră. Mulțumim pentru efortul pe care îl faci, nu numai, și ca să spun așa, nu numai în ceea ce privește transmisiunea noastră video cu camerele, adică s-a ocupat de imagine, el este cel care este în spatele site-ului ercis.ro, a atâtor publicații pentru tehnoredactare, Lumina Creștinului și celelalte publicații de la Presa Bună. Și iată, am văzut că este un hobby și partea aceasta de imagine. Da, a fost o bucurie și o mare emoție să fiu din nou la Cacica, dar și să fim din nou pentru voi care sunteți alături de noi de mulți ani, o parte chiar din la începuturile noastre, când am început să ne emitem și la catedrală dimineață de dimineață sau seara. Vreau să mulțumesc familiei care mă suportă plecat de acasă mai mult și sperăm să rămânem împreună cât mai mult. Vă mărturisesc și asta dau și eu din casă. Dacă în ultima perioadă, în ultimele luni, ați avut privilegiul, ocazia, posibilitatea să urmăriți Sfânta Liturghie de la 7:30 de la Catedrala din Iași. Silviu este cel care e responsabil și a dorit să continue. Am început în perioada de stări de urgență să transmitem liturghiile de la Catedrală în fiecare zi și dimineața și seara. Și datorită lui Silviu, iată, mergem înainte și dimineața este cel care e pe poziție să vă ofere
Sfânta Liturghie de la Catedrala din Iași. Mulțumim, Silu, pentru tot efortul pe care îl faci. Mergem înainte și mergem împreună înainte, împreună cu ascultătorii, cu privitorii, cu toți cei de acasă, dar împreună și cu, să spunem așa, cel care are grijă de noi, poate mai mult, nu doar pentru că este cel mai înalt așa din echipă, dar este vorba de părintele Adrian Blăjuță, căruia îi mulțumim că ne-a adunat, ne-a format ca echipă și cumva se îngrijește și de partea aceasta spirituală, pentru că avem nevoie și noi de acest lucru, căruia dorim să-i spunem și la mulți ani așa, dau și eu din casă dacă dă toată lumea, pentru că mâine este ziua Sfinției sale și ne dorim împreună cu toți urmăritorii noștri, cu toți cei de acasă, să vă spunem la mulți ani, mulți ani binecuvântați de Domnul în această muncă deosebită în care v-a ales, v-a dat această misiune, dacă tot ne refeream la chemarea și la predica părintelui Iosif Antile de aseară, să fie ani frumoși în slujba cuvântului și pentru cei de acasă. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult pentru că știu că împreună putem să facem multe și împreună cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, ne-ați dat speranțe, ne-ați încurajat și de asta suntem aici, pentru că dacă în ultimele luni, să luăm și partea pozitivă a pandemiei ăsteia, nenorocitul ăstuia de virus pe care tot ne vorbește și ne amintește și Preasfințitul, am descoperit nevoia aceasta din ce în ce mai mare ca transmisiunile, rugăciunile să ajungă în casele oamenilor, să ajungă în casele prietenilor noștri și asta încercăm să facem. Vă mărturisesc că eram acolo la liturghia aceasta de hram și priveam spre voi, spre voi, dragii mei colegi, și sincer am avut un sentiment așa de mândrie când am văzut ce bine se pricep, se ocupă de această transmisiune și sperăm ca împreună să creștem așa ca într-o familie, să ne ajutăm unii pe alții, să creștem și să fim o echipă Ercis Media, dar care Ercis Media noi știm că avem mai multe planuri pentru vor viitor. Veni pe parcurs. și le vom transmite și le vom împărtăși tuturor. Vă mulțumesc mult, mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în aceste zile. Sperăm că ați simțit cu adevărat rugăciunea, emoția, celebrările din aceste zile de la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Noi am simțit că am fost într-adevăr, Edi merge la imagine pentru a încheia transmisiunea. Schimbi cadrele. Sperăm că a simțit emoția pe care am avut-o noi aici. Am fost îmbrățișați cu toții de măicuța Domnului, sub privirile ei ocrotitoare de mamă. Am fost în aceste zile, în aceste clipe și să ne întoarcem la ocupațiile noastre cu o inimă reîncălzită, plină de iubire, pentru că asta ne-a învățat și ne învață Sfânta Fecioară Maria în tot ce a făcut ea în viața ei, dar și prin sărbătorile, celebrările pe care le facem, asta ne face, ne reînsuflețește credința, ne reînsuflețește bucuria credinței, ne încălzește inimile și astfel putem să mergem înainte și spre împlinirea vieții noastre, dar și spre cei de lângă noi, întâlnindu-i și transmițând ceea ce noi am primit. Și ne întâlnim în diferite moduri, nu-i așa? Cu cei de acasă ne-am întâlnit pe calea internetului și ne bucurăm că ne putem folosi de toate aceste mijloace și instrumente. Ne dăm întâlnire la următoare transmisiune, nu știm încă în această formulă când va fi, dar cu siguranță în această seară va fi transmisă, bineînțeles, Sfânta Liturghie de la Catedrală, dar la un viitor eveniment sperăm cât de curând și în această formulă, astfel încât să închegăm și mai bine echipa, dacă tot a fost această primă transmisiune în formula aceasta și aș dori totodată să vă mulțumesc în numele echipei pentru răbdarea de care ați dat dovadă, pentru că am mai avut și noi așa unele lucruri care ne-au mai scăpat, care se învață pe parcurs, un microfon pornit sau un cadru în care am mai intrat un pelerin sau ce știu eu, am mai căzut o umbrelă, se întâmplă, am fost live, nu a fost nimic regizat.
sperăm totuși ca pe măsură ce transmisiunile vor continua să fim din ce în ce mai profesioniști, după cum spunea și Părintele Adrian în discuția cu preasfințitul Iosif Paulet, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor celor de acasă, pentru că până la urmă doar dumneavoastră dați sens misiunii noastre și muncii noastre de aici. Mulțumire așadar tuturor celor de acasă, vă dorim în continuare o sărbătoare binecuvântată, vă salutăm cu drag de aici, de la Sanctuarul Marian de la Cacica și, bineînțeles, să ne reauzim, să ne revedem cât mai curând pe undele Ercis Media, undele internetului, cât mai curând. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune, lăudați să fie Iisus și Maria!